Da. Alo? Da, ne vedem acolo. Alo? Da? Ok, ne vedem acolo. Alo, da. Da, sigur, ne vedem acolo. Excelentă idee de emisiune, o facem marța asta de la ora 7. Noi suntem echipa POV21 și în fiecare marți seara de la ora 7 ne vedem pe ASTV, de unde vă vom transmite punctele de vedere ale tinerilor pistrițeni. Bună seara, dragi telespectatori, și bine ați venit la prima ediție a noii emisiuni din grila ASTV POV21, o emisiune cu tineri, despre tineri, pentru că denumirea ei vine de la Point of View 21, adică punctele de vedere ale tinerilor secolului 21. Am ales să vă povestim astăzi despre un subiect destul de controversat și care animă spiritele în ziua de astăzi pe toate nivelurile și pe toate palierele societății românești. Bineînțeles, tinerii nu puteau să stea în afara acestui fenomen și să nu aibă o opinie, fie că e pro sau contra sau una mai rezervată în acest sens. Eu mă numesc Gabi Urs și voi fi gazda voastră pentru următoarele ediții ale acestei emisiuni, care cred eu că va fi un succes pentru ceea ce înseamnă mediul de dezbatere bistrițean și mai ales mediul de dezbatere în cadrul tinerilor bistrițeni. Iar în seara aceasta vom intra, să spunem așa, direct în pâine cu un subiect, după cum vă spuneam, destul de controversat, dar care, vrem nu vrem, ne atinge și ne polarizează societatea în cel puțin două maniere cât se poate declare. Vom vorbi despre integrarea în societatea românească a refugiaților din Orientul Mijlociu, în special a refugiaților de război din Siria și din alte țări care sunt în acest moment afectate de războaiele locale. Vom vedea dacă ei sunt bine primiți sau pot fi bine primiți și integrați în societatea românească, dacă sunt incompatibili cu societatea românească și, în primul rând, cum îi văd tinerii noștri bistrițeni pe acești refugiați și dacă locul lor sau ei își pot găsi la un moment dat un loc în societatea noastră și chiar în societatea bistrițeană, pentru că vom vedea și județul nostru are de primit o serie de refugiați. Alături de noi în studio avem, să spunem așa, două tabere formate din tineri talentați și isteți din Bistrița. Două tabere care își vor expune în continuare punctul de vedere pe această temă controversată. Avem două fete care cred că este oportun să-i primim pe acești refugiați în România și chiar putem să o facem cât se poate de elegant și de pozitiv pentru societatea românească, Lidia și Alexandra. Bună seara. Și de cealaltă parte avem doi tineri care au rezerve în ceea ce privește posibilitatea de a integra cum se cuvine pe acești refugiați în societatea românească și în societatea bistrițeană, Laura și Alexandru. Că vrem, nu vrem, contextul este că începând cu luna septembrie 2015, România a semnat un angajament în cadrul forurilor europene prin care trebuie să primească peste 6.000 de refugiați într-un termen de 2-3 ani și să încerce să îi integreze din toate punctele de vedere. Bineînțeles, cele mai dificile puncte de vedere vor fi cel economic și cel cultural. Dar ia să vedem de ce ar fi oportun, în primul rând, să-i primim și să integrăm pe acești refugiați în societatea noastră. Lidia? Consider că în momentul în care viața și sănătatea unor oameni este pusă în pericol, noi trebuie să fim umani și să dăm o mână de ajutor. Pentru că la fel s-a făcut și cu străbunii noștri după Revoluția din 89, când au plecat și au cerut azil politic, europenii i-au acceptat și ajutat, deși aveau valori total diferite de cele europene. Nu trebuie să uităm că totuși trebuie să avem grijă și de noi înșine. Și dacă noi nu suntem capabili
să avem grijă de noi înșine, nu suntem în poziția să acceptăm alții și să avem și mai multe probleme din acest punct de vedere. În plus, acești refugiați nu sunt nu vin în Europa neapărat pe cauze de război. Dacă chiar vreau să scape de război, mergeau în țările apropiate țării în care este război, de exemplu Turcia. Ei vin în Europa pentru a se integra într-o societate din punct de vedere economic mai evoluată și pentru a-și găsi un loc de muncă stabil. Într-adevăr. Și consider că e un punct de vedere prea egoist, te gândești la tine, care ești în siguranță, ești la adăpost și nu suntem în siguranță. Avem conflict între noi. Putem să ne uităm și în comunitatea romilor sau chiar și români între români care au conflict între ei. Și dacă noi între noi nu reușim să ne înțelegem cum se cuvine, cine spune că o să ne învățăm minte și o să găsim soluția tuturor problemelor dacă o să primim imigranți din altă etnicitate? Nu e vorba de găsirea tuturor problemelor, aici e vorba de sănătate și de viață, pentru că nu, o să fim la un moment dat răspunzători pentru acele vieți pierdute pe care noi nu am dat, pentru care n-am dat o mână de ajutor. Exact, și trebuie să ne amintim că suntem ființe umane și ar trebui să fim solidari în fața răului, nu să... Într-adevăr, de dacă noi nu avem un braț, asta înseamnă că trebuie să ne dăm și celălalt la alții de dragul lor și să ne condamnăm la moarte, practic? Nu te dai la moarte și nu-ți dai un braț pentru cineva. Efectiv, întinzi o mână de ajutor. Așa abia ne descurcăm din punct de vedere economic. Abia ne descurcăm așa cum suntem, dacă mai acceptăm și alții. Indiferent de unde vin, o să fie, oricum, o să aibă un efect foarte mare asupra. România este incapabilă să primească la momentul actual un număr de refugiați din mai multe cauze, de exemplu, din cauza economică. Eu am văzut în România oameni murind de foame, am văzut oameni care fac abuz de alimente, abuz de orice înseamnă cheltuirea banilor. Așa da, și atunci banii aia pot fi economisiți. Se poate da o parte din impozite. Ce vorbești tu e extrem de utopic. Asta ar însemna pacea mondială și așa mai departe. Nu e vorba de o pace mondială, e vorba să ne înțelegem ca oameni și să acceptăm și să ajutăm. Până această la urmă dorință se găsește încă din antichitate în om și încă nu a reușit să găsească. Da, dar observ că la voi spui că se găsește, deci se găsește și la voi această dorință, deși sunteți contra? Nu. Într-adevăr, nu. Deci, nu spun să nu acceptăm pe nimeni, spun că nu putem deci acum, nu suntem în situația. Nu, pentru că nu avem cum, draga mea. Nu avem cum, pur și simplu. E prea negativă abordarea. Te rog să mă asculti. România, nu suntem în totalitate contra a venirii refugiaților, suntem în contra venirii refugiaților în România. Înțelegi punctul nostru de vedere? Și dacă chiar și în Germania și în Suedia, țări care sunt în topul din punct de vedere, în top din punct de vedere economic, dacă ele au avut atâtea probleme economice, noi ce o să facem? Noi abia ne descurcăm așa cum colaps. Suntem. Poate, exact. Poate putem primi mai puțini refugiați. Să ne amintim că refugiat înseamnă persoană care fuge de pericol și caută un adăpost. Poate putem fi noi. Dar să nu uităm, draga mea, că doamna Merkel ne-a impus numărul de refugiați care trebuie să vină la noi în țară. Pentru că... Astfel, te rog frumos să mă lași să termin. Astfel, oprimând într-o anumită măsură suveranitatea statului român. Nu avem cum să alegem câți putem să primim. Deci, nu se spune numărul. Exact. Iar pentru fiecare refugiat... S-a făcut niște calcule, din cât știu eu. Fiecare țară europeană, în funcție de câți membri și de economie, are datoria să primească. Pentru că, până la urmă, suntem datori în fața lui Dumnezeu să primim, să ajutăm oamenii. Ne declarăm o țară creștină și, spun eu, e greu să te declari creștin și să nu fii solidar. Acum, apropo de ce spuneați de impunerea acestor cote, vă reamintesc că tot în toamna lui 2015, România a fost una dintre cele 4 state europene care s-au opus primirii acestor cote, alături de Slovacia, Cehia și Ungaria, bineînțeles, toate din Europa Centrală și de Est, cu reale probleme economice. Bun, nu suntem în lumea a treia, dar, într-adevăr, față de celelalte state europene, aspectul economic este unul care contează. Dar oare aspectul economic este singurul care contează în oportunitatea de a integra pe acești refugiați? Nu spun că este cel mai important lucru, dar oricum este important. Nu am atins până acum deloc partea culturală, pentru că oricum o să avem probleme, indiferent, pentru că imigranții care o să vină, indiferent de unde o să vină, o să aibă cultura lor și o să se opună asimilării culturii noastre, pentru că până la urmă sunt străini, nu sunt la ei acasă. Și românii au fost străini și au fost acceptați, cum ar fi fost țările europene să îi trimită înapoi acasă pe români?
să nu le accepte câte mii de oameni, milioane, nu știu, români, sunt plecați în Anglia, Germania, Franța, Italia, plecați și în țările arabe la muncă, pentru că, cum spuneți, sunt probleme economice, dar astea pot fi remediate. Draga mea, dar tu nu înțelegi aici un aspect fundamental. Ei au mers în țări dezvoltate și care au ajuns la o anumită maturitate economică. Exact. Noi suntem în dezvoltare de 30 de ani, adică din totdeauna suntem în dezvoltare. Și probabil ar putea ajuta. Mă gândesc, că aici, mă gândesc aici la Raed Arafat, care arab fiind a dezvoltat un întreg sistem smurd. Tot ceea ce înseamnă astăzi sistemul smurd. Acesta este un exemplu. Este un exemplu. Probabil arabii ar putea ajuta. Ar mai veni cineva, un arab cu o idee fundamentală la nivelul educației, la nivel... Adică vrei să spui că doar arabii ar putea să ne ajute să ne dezvoltăm țara? Am spus că ar fi o posibilitate, nu doar arabii, că există și români care au revoluționat sistemul. E ca și cum ne spune să cumpărăm bilete de la loterie pentru că o persoană a câștigat 1.000.000 exact. De lei. Exact. Nu e despre... Da, dar dintre acele persoane au câștigat una, știi? Și Raed a reușit, arab fiind la început, dacă ne amintim și citim despre dânsul, a fost criticat și nu a fost acceptat pentru că era arab. Veniți voi arabi să faceți medicină la noi în țară? Și a reușit să dezvolte un sistem care salvează vieți, salvează multe vieți. Este un exemplu smurt. Din miriadele de oameni care și vin. Și dacă i-am acceptat, probabil ar fi mai multe exemple, știți? Da, dar noi suntem incapabili, te rog să mă... Ești wow! Suntem... Cum poți să spui de noi? Adică, ok, nu, suntem, când exprimi frumos. Așa, te rog să te exprimi la singular, pentru vorbească. Că... Noi suntem, eu nu mă consider incapabilă, sincer. Nu, dar nu mai ascultați. Ai spus noi, că te referi la națiune, noi suntem incapabili. Da, și nu mai lăsa să-mi termin propoziția, deci. Da, am auzit cuvântul incapabil, ceea ce suntem incapabili să ne păstrăm adevăratele valori care pleacă în diferite țări, precum America, Suedia sau Canada. La ce te referi, spune-mi? Mă refer la genii, sau nu neapărat la genii, la persoane de valoare, la medici. Suntem incapabili să-i păstrăm în țară datorită cadrului în care ne aflăm. Nu avem destui bani să-i ținem în țară. Și tu vrei să mai aduci alți emigranți? Și dacă am aduce, ok, să spunem că unul dintre 1.000 ar putea să ne facă un bine. Dar oricum, câți ar trebui să acceptăm la noi ca să... Avem 2 sau 3 care să ne ajute. Câteva și mii. Care ar fi povara asupra țării dacă noi am accepta niște oameni a cărui viață e salvată, nu cred că constituie o povară. Eu zic că ar fi o oportunitate să facem și noi un bine, că am făcut destul rău în trecut. Și să ne gândim că ei nu vin aici pentru lux, ei nu pleacă de la ei din țară cu sacul în spate și cu copilul în brațe pentru că le e prea bine, nu, pleacă pentru că e război și caută un adăpost. Am fost în Germania, am avut oportunitate să fiu la un lagăr pentru refugiați și am discutat cu oameni. La un moment dat am povestit cu un tânăr, avea o arsură pe față, partea dreaptă a feței, era mutilat și l-am întrebat ce ți s-a întâmplat. Era mutilat. După ce a ieșit de la o moschee, a fost o explozie în care tatălui murise, unul dintre frații lui, și el atunci a hotărât să plece de acolo. Și... Pentru că și-a dat seama că viața lui e pusă în pericol și a fost dezamăgit de islam, de ceea ce trăia la el în țară și și-a dorit să aibă oportunitatea să vadă o altă cultură. Și era dispus să învețe, învăța limba germană și era dispus să se adapteze. Cum spuneai, spuneai că acest caz se găsește în Germania, nu? Da. Una dintre cele mai dezvoltate țări ale lumii, care își permite să aducă câți emigranți, adică câți a spus doamna Merkel, 800 de mii până la 1.000.000, nu? Și poate să integreze, unul la mână, doi la mână, oamenii din Germania și țările occidentale sunt mult mai deschiși și au altă capacitate de... Adică noi românii suntem închiși. Da. Mai tradiționali. Da, și suntem mai tradiționaliști. Și credeți că asta ar putea fi... Da, cred că asta ar putea fi un impediment în primirea arabilor, pentru că suntem incapabili, încă o dată spun, incapabili să... Eu nu accept cuvântul ăsta incapabil. Adică chiar nu l-accept atribuit. Exact. Nu l-accept atribuit în dreptul unei națiuni. Peste această treaptă, nu suntem egoiști noi, că nu acceptăm și... Da, ca și națiune, suntem egoiști. Asta este o problemă națională, de exemplu, noi tinerii putem să-i acceptăm. Eu una aș putea să-i accept și tu ai putea să-i accepti, dar întreaga națiune nu ar fi capabilă să-i accepte. Și ne declarăm creștini. Ceea ce e trist. Nu este țară creștină, nu spune în Constituție că suntem o țară creștină. Ne declarăm noi, nu în Constituție, minorități. Noi ne declarăm creștini. Pot să declar și că cerul e portocaliu, dar să nu înseamnă că și este. Într-adevăr. E o afirmație pe care... Acum Lidia mizează pe aspectul etic al creștinismului din noi, nu pe cel constituțional sau legal. Până la urmă, a fi bun creștin înseamnă să dai o mână de ajutor aproapelui tău. Nu trebuie să scrie în Constituție lucrul ăsta.
Dar, bun, acum ați vorbit despre exemplele de arabi integrați și bine integrați. Să nu uităm că avem o grămadă de arabi care studiază la noi în țară și vin din state dezvoltate și au o condiție materială bună și se pare că se integrează bine în societatea noastră și o acceptă bine, cel puțin pe parcursul facultății sau și după, dacă rămân să-și facă un viitor aici. Și pe ei acceptăm, uite că pe ei care, a căror viață nu-i pusă în pericol, care au o situație financiară stabilă, îi acceptăm în timp pe cei de aceeași națiune cu ei, au aceleași principii, doar că au un minus. Viața și sănătatea le e în pericol, nu-i acceptăm. Mi se pare normal așa ceva? E normal, așa e viața și nu este neapărat gelozie cât păi supraviețuire, da. Pentru că dacă de ce am acceptat așa îi acceptăm, de mulți... Îi acceptăm să studieze la noi în țară pe cei care au o situație stabilă. Și pe cei care sunt destabilizați îi ignorăm și spunem că ei n-ar fi capabili să se integreze. Nu e neapărat acceptare. Nu înțeleg, sunt, nu înțeleg. Sunt care ar fi diferența? Foarte mulți dintre ei, nu vin toată lumea, nu toți cei care vin în țară, vin ca să rămână. Foarte mulți din cei care vin sunt în tranzit pentru spre țări mai bune, spre Germania, spre Anglia, spre Franța, spre Suedia, este exemplul țării. Deci, Ungaria, care este blocată cu mii și mii și sute de mii de imigranți și nu știe ce să facă cu ei, nu poate să se descurce. Și când a mers la Merkel, nu, atâția trebuie să primești. Asta e chestia, pentru că dacă noi eu te o să acceptăm să primim unul sau doi, atunci o să ajungem să primim sute de mii și întrebam. O să ajungem să primim prea mult, eu mai mult întrebam. Decât putem căra. De ce putem să acceptăm pe cei care studiază și pe cei care au un potențial financiar și pe cei care au nevoie de noi, nu îi acceptăm? Păi, draga mea, nu ești sigură că, o să-i accept, că sunt acceptați românii? Ba, ei sunt în România, studiază. Ei sunt în România. Da, studiază și România este ca o punte între Orient și Occident. Ei studiază aici și după aia ei pleacă în Occident. E posibil și aici cei care vin, care refugiați, să-și stabilizeze viața și să câți aibă un drăgaz? Câți dintre cei care vin în România vin ca să rămână? Spune-mi și mie, drag. Sunt foarte mulți. Depinde, depinde. Nu cunosc cazuri concrete, însă dacă s-ar face un studiu, e posibil să rămână, să fie medici. Probabil rămân pentru calitatea generală a vieții, pentru că acești tineri sunt sprijiniți de părinții lor în studiile lor aici, investesc foarte mulți bani, facultățile române încasează foarte mulți bani de pe studenții străini, pentru că ei nu sunt subvenționați deloc de către statul român și atunci probabil că alegerea lor de a rămâne în țara noastră este una bazată pe integrarea lor în cultura noastră și pe o preferință mai degrabă decât pe posibilitatea de a face mai mult sau mai puțin bani, pentru că, într-adevăr, ei aleg meseriile bănoase pe care și le plătesc aici, medicină, arhitectură, inginerie foarte mult și, sigur, ar putea să meargă pe de-o parte înapoi în țara lor și să încerce să performeze acolo și să facă bani, probabil cu un profit destul de bun în urma educației lor, dar am văzut și mulți arabi care aleg să rămână, probabil din cauza libertăților în plus pe care le găsesc în Uniunea Europeană, a deschiderii țării noastre spre alte etnii și așa mai departe. Dar eu vreau să vă întreb altceva, pentru că e foarte interesant. România poate să fie o punte de trecere a acestor refugiați, pentru că este aproape geografic de sursa lor decât, să zic, mai aproape decât Europa de Vest. Dar intervine aici o întrebare. De ce nu rămân în prima țară civilizată din Uniunea Europeană și vor să-și continue periplul mai departe? Pentru că mulți nu se duc pentru neapărat ca să scape de război, se duc în alte țări care știu că sunt prospere din punct de vedere economic. Pentru și că noi suntem refugiați, asta fac toți refugiații? Nu, dar marea majoritate. Uite-te și la români. Majoritatea românilor unde se duc? Nu se duc în Lebanon și mijlocul Africii, unde sunt țări din lumea a treia, unde nu au cum. Se duc în țări care sunt stabile economic. Și noi suntem o țară din lumea a treia? Nu, n-am spus asta. Și noi suntem foarte reci și distanți față de acei refugiați. Probabil din cauza asta nu aleg să rămână, pentru că se simt alungați. Și vă dați seama, în momentul în care un om se simte respins, nu prea deci are în momentul motive. Ăsta îmi dai dreptate că nu românii... Nu stau dreptate, da, îți dau dreptate. Îmi dai dreptate că românii nu sunt în stare să-i primească. Nu am spus că nu sunt în stare, am spus pentru că sunt... Deci, nu, pentru că nu sunt în stare să le accepte cultul. Da. Am spus nu că românii neagă. Neagă această posibilitate și sunt reci. Da, exact, asta spuneam și eu. Și dacă nu vorbim de asta, să trecem peste această treaptă, să ajungem să fim mai calți și să-i primim în țara noastră, credeți că ar trebui să păstrăm această barieră? Când au plecat românii noștri? Să-i lăsăm să moară?
Noi tinerii am putea, dar crezi că mentalitatea unui bătrân de 50-60 de ani poate fi schimbată? La vârsta de 50 de ani este doar vârstnic. Bătrânul e după 80. Nu ne legăm de detalii. Crezi că ar fi capabil să-și schimbe modul de gândire? Și ține minte că majoritatea populației României este în curs de îmbătrânire. Deci sunt din ce în ce mai puțin tineri. Deci nu o să conteze așa de mult părerea tinerilor, așa cum a contat, să zicem, în timpul Revoluției. O să conteze părerea tinerilor, pentru că tinerii sunt mai educați, tinerii sunt educați, fac școli, din ce în ce mai multe facultăți și vârstnicii sau oamenii mai de doua vârstă tind să le creadă părerile. Dar eu am experiență. Nu este așa. Ba da, am experiență la mine, în familie sau în societate, oamenii când află că studiezi, vin și te întreabă, uite, despre asta ce părere ai? Știind că tu intri în contact cu oameni intelectuali, cu profesori universitari, vin și te întreabă, tu ce părere ai despre asta? Sau nu poți să întrebi ce părere are un om învățat despre situația respectivă? Ai spus tu că românii nu vor să accepte. Atunci, cine suntem noi ca să obligăm tot restul țării să primim? Am spus, se simt ignorați. Atât am spus. Și era o întrebare la care am răspuns. Nu era o etichetă pusă pe fruntea românilor și consider că suntem foarte capabili să evoluăm din punct de vedere al gândirii. Suntem foarte capabili să facem orice. În față nu avem cum. Cum nu ai cum? Dacă vrei, totul e posibil, din punctul meu de vedere. Și în plus sunt foarte integrați. Am citit foarte recent că au fost în Germania valuri de musulmani care au trecut la creștinism. S-au botezat, au fost dezamăgiți de islam și de tot ce înseamnă. Asta unde a fost din nou? În Germania. În Germania, exact. Nu România. Au trecut să la creștinism. Că Germania are o populație alcătuită din turci, care credința turcilor este asemănătoare cu cea a islamului. Deci este mai ușor pentru ei să accepte. Și turcii sunt tot o țară de arabă. Care? Da, întocmai. Și da. Le e mult mai ușor să accepte pentru că au mai trecut odată prin asta. Da, odată cu valul de migranți turci. Era vorba despre Germania, nu de Turcia. Da, în Germania. Tu nu știai că în Germania... Ba da, știu că sunt foarte mulți turci, da. Da. Și atunci lor le este mult mai ușor să accepte da, sunt emigranți. Germanii cei care acceptă, nu turcii, pentru că nu turcii conduc. Germania este țară. Germania sunt de România acum. Vorbim despre Europa, în general. Despre scuză-mă, tema era să integrarea emigranților în România. Și credeți în că românii nu vor, dar românii pot? În momentul în care ne declarăm țară, din punct de vedere social sau politic, ne declarăm țară aparținătoare Uniunii Europene și Uniunea Europeană este o comunitate de valori comune. Exact. În momentul în care România este parte a Europei, Germania este parte a Europei, ar trebui să fie o comunitate de valori comune. Să abordăm, să preluăm de la germani ceea ce ei consideră că trebuie abordat. Dar tot ce spui tu e utopic, e imposibil. Ba da, pentru că trebuie să se facă o trecere. E abordare prea negativă. Exact. Deci, de asta nu puteți accepta. După 27 de ani de la Revoluție, ce s-a schimbat? Spune-mi ce s-a schimbat în gândirea oamenilor. Domeniu? În gândirea oamenilor nu pot să spun ce s-a schimbat în gândirea oamenilor pentru că nu mă refer, pot nu, să mă știu refer ce la... gândesc fiecare. Suntem foarte mulți da, și fiecare da, din rezultatele, în momentul în care ne aflăm actual ca și nu la ți se pare că e o diferență? Nu ți se pare că e o diferență de atunci și acum? Crezi că suntem la fel? Uite-te doar la Bistrița. Uite-te doar la Bistrița cât de schimbată este. În urmă cu 5 ani, 10 ani arăta altfel. Și arăta mai bine sau mai rău? Păi, acum arată tot mai bine, din ce în ce mai bine. Și consider că și gândirea noastră, la fel ca locurile, pot să arate din ce în ce mai bine. Asta nu gândirea înseamnă tinerilor. Că suntem destul de gândirea noastră, a rațiunii. Pentru că vârstnicii tind să înțeleagă tinerii și să-i susțină. Din punctul meu de vedere. Măi, eu trăiesc într-un cer de oameni care mă susțin. Eu am o familie care mă susține. Dar asta nu înseamnă că e așa la toată lumea. Și ar trebui să nu primim profesorii mei mă susțin. Nu știu, sunt exact. Oameni mai în vârstă care mă... Și nu ar trebui să primim din cauza vârstnicilor care nu vor să accepte. Eu nu vreau să accept un musulman pentru că eu mă duc la biserica ortodoxă. Credeți că de asta nu putem noi și nu avem posibilitatea? Citez. Ai spus tu că nu avem posibilitatea. Nu, am citat. Asta. Am citat. Oricum, din gura ta au ieșit cuvintele. Deci totul. Dar era un copii de la voi. Înainte de a trece la argumente, să zic, culturale și religioase, pentru că discuția noastră poate să capete și aceste valențe. Vreau să vă întreb ca tineri dacă considerați că acești imigranți pot sau nu să reprezinte o concurență pe piața muncii pentru voi și dacă aveți vreo rezervă în ceea ce privește viitorul vostru în spectrul muncii, afectat sau nu de acești imigranți, în mod pozitiv sau negativ.
Consider că orice concurență te poate duce pe tine la excelență, poate să-ți dea ambiții de a excela într-un anumit domeniu. Dacă ar fi mai multă concurență și se știe despre arab că sunt oameni foarte inteligenți și au revoluționat medicina, ei au început cu medicina și în momentul în care ar fi mai mulți arabi, ar fi probabil și o medicină mai de calitate sau alte domenii mai de calitate? Din câte știu eu, din cultura mea generală, medicina a apărut în Grecia antică. Nu e vorba despre apariție, era vorba despre revoluționare și despre calitate și despre... Avem exemplu, Raed Arafat a, ce am mai spus mai devreme, el l-a tot integrat, repet, da? Dar repet pentru că îmi place ideea, el l-a revoluționat, el a dezvoltat un întreg sistem și spun un întreg sistem pentru că în toată România de care beneficiem noi ca români și nu vrem să-i acceptăm pe arabi și trist. Și cum pentru spuneam, că... e un caz singular. Da. E un caz, dar putea fi mai multe dacă i-am accepta. Întâmpla? Tu crezi că ar putea fi mai multe cazuri? Crezi că e unicul caz? Nu, dar din... Nu crezi că într-o tabără de refugiați ar putea exista mai mulți copii care ar putea fi în locul nostru acum, care ar putea excela, care ar putea fi actor mai bun, care ar putea fi scriitor mai bun, parlamentar mai bun decât doar, dar ei nu au ocazia. Nu vrei să le oferi ocazia? Nu vrei să le dai o mână? Ți se pare? Gândește că pentru fiecare om pe care îl accepți în țara ta, îți iei un risc. Îți iei un risc că este un infractor sau că este o persoană bună și câte riscuri trebuie să ne luăm ca să fim siguri că primim o mână de oameni câte care să se pricepă mai bine. Câte riscuri și-au luat celelalte țări când au primit românii noștri? Și-ai văzut în ce situație bună sunt, nu? Nu, când au primit românii noștri. Asta și sunt în situații rele din cauza românilor noștri. Vouă vă place cum suntem catalogați în celelalte țări? Dar așa nu este vina noastră, nu este vina noastră cum sunt necatalogați, deci haideți să o luăm de la acest. După te rog frumos să mă las să termin. Ești după revoluție, poftim? Nu apreciez că... Te ridic tonul, dar dacă tu intri peste mine, ce vrei să fac? Fiecare are microfonul lui, putem să discutăm. Da, eu impolitețe din partea ta și din partea mea, dar trecem mai departe. Din partea mea, nu. Din partea mea, pentru că nu mă lași să termin. Eu aveam, mă rog, continuu. Deci, cum spuneam, după Revoluție, în anul 1989, românii care au plecat din țară au avut o deschidere foarte mare datorită modului în care erau văzuți în Occident. Erau foarte bine primiți, pentru că știu că era o țară vin dintr-o țară comunistă și vor să, oarecum voiau să integreze. Și cine a mers în străinătate? Au mers toți și ceea ce a transformat gândirea occidentalilor despre români la momentul actual este pentru că chiar după Revoluție, când s-au deschis granițele, au mers oameni din partea de jos a societății care au început să fure, să facă, să vandalizeze cerșească. Și să cerșească. Și atunci? Și atunci ce? I-au primit și au acceptat și au integrat și în ziua de astăzi granițele Europei sunt deschise pentru noi. Deci nu există o singură vamă unde trebuie să fii verificat, în rest, oriunde în Europa tu poți să mergi cu buletin, o carte de identitate, nu ai nevoie de pașaport. Și cu toate acestea, deci România a făcut multe rele în străinătate și tot suntem acceptați. Și aici ajungem la problema compatibilității culturale, pentru că da, și România a avut un drum lung și destul de anevoios în parcursul ei spre integrarea europeană, dar să nu uităm, avem mult în comun cu Europa. În acest moment, o Europa relativ unită, dar care mereu a fost dezbinată de-a lungul secolelor și de-a lungul mileniilor. Avem, în primul rând, creștinismul, care ne e comun, avem valorile liberale, care de bine de rău ne sunt comune în Europa, dar probabil le sunt străine majorității țărilor din Orientul apropiat și mijlociu. Și avem, zic eu, o abordare ceva mai tolerantă spre alte religii, spre alte puncte de vedere, spre alte culturi și așa mai departe. Cum se împacă aceste trei aspecte mari cu primirea sau izgonirea, să zic așa, a refugiaților. Se împacă foarte greu. Este un lucru foarte complicat și dacă țările care au fost în vârful piramidei sociale, ca să spun așa, în Europa, dacă în Franța au fost atâtea probleme, dacă în Anglia au fost atâtea probleme, dacă în Germania au fost atâtea probleme, dacă în țările nordice, care sunt cele mai bine cotate, noi ce să facem? Ei au plecat de acolo pentru că au fost dezamăgiți de islam, au fost dezamăgiți de
religia lor și de abordarea despre viață. Pentru că erau foarte multe războaie, ei sunt un, nu știu, au foarte multe resurse de unde vin și războaiele. Și în momentul în care și-au dat seama că nu e ok, măi, nu e ok, plecăm de aici undeva unde e pace, e liniște, putem să ne dezvoltăm și noi ca oameni, au ales să vină în Europa, au zis că aici e pace. Dar în momentul în care noi am primit cu abordarea voi sunteți teroriști, voi sunteți islamiști, sunteți răi, ei, evident, unui copil dacă îi spui tu ești rău, tu nu știi, tu nu poți, copilul ăla o să facă doar boacăne. Și dacă tot le spunem că sunteți teroriști, sunteți teroriști, o să devină, pentru că deja le-ai prea mult. Ei au fost alungați acolo, au fost abuzați, aici vin, noi îi considerăm teroriști. Evident că au o problemă dacă toată lumea îi izolează. Dacă avem o abordare mai pozitivă, ei pot fi mai înțelepți, înțelegători, mai ușor integrabili. Și atunci să facem ca și Suedia, ca să ne crească rata criminalității așa ca acolo. Tu știi cu cât a crescut? Cu 70%. Ce 70% pe ce bazezi? Ce studiu? Intră și tu pe net să cauți mai multe articole. Pe internet există multe surse care nu sunt, nu pot fi credibile. Da, Laura, eu aș vrea să te întreb ce înseamnă pentru tine aceste multe probleme sau de ce sunt ele numeroase sau raportat la ce sunt numeroase și de ce sunt ieșite din comun, adică nu există o criminalitate nativă, locală, națională, până la urmă în cadrul fiecarei culturi și etnii. Bineînțeles că un popor care imigrează sau o nație care imigrează va veni cu problemele ei, dar nu exagerăm oare când spunem că ridică drastic rata criminalității unor țări din Uniunea Europeană sau din vestul Europei. Da, pentru că oricum există oameni. Întrebarea era pentru Laura. Și am văzut-o că ezită și am vrut să răspund eu. Cum ai văzut-o că ezită? Am văzut că ezită. După ce a terminat întrebarea, ai și intrat și răspuns. Bun, acum, sigur, putem da, din ce văd eu, două exemple cât se poate de diferite. Suedia este un exemplu de țară care a reușit să-și controleze criminalitatea foarte, foarte bine și atunci probabil că într-un mediu suedez calm, liniștit, cu puține milioane de locuitori, oricum un aflux de imigranți a făcut ca rata criminalității să crească simțitor. Dar e greu de spus că în Europa de Vest, în țări ca Franța, Germania, Italia sau Anglia, care au multe zeci de milioane de locuitori, influența statistică a criminalității imigranților să fie una semnificativă. Sau e? Din câte am înțeles și nu mai țin minte studiul și articolul în care am citit, și în Germania a crescut rata criminalității cu 30 sau 35%. Adică rata violurilor, a șafurilor, a femeilor. Exact. Gândește-te că ei vin dintr-o țară în care nu... Femeia e foarte acoperită și nu are niciun, nu, doar la propriu, nu are niciun fel de grad de, nu știu, de vulgaritate în modul în care se îmbracă. Și în momentul în care vin într-o țară unde femeile sunt mai mult dezbrăcate decât îmbrăcate, intervine simțul ăla animalic de care practic dispun bărbații în general. Și atunci suntem oameni și ca și oameni atunci suntem capabili să ne controlăm. Că, se spune că și omul este un animal rațional. Se spune. Rațional, într-adevăr, animal, deci rațional. Să păi unii mai greu să se... Ceva de genul și bărbații aceștia imigranți musulmani sunt numai oameni și ei. Exact. Și în momentul în care vezi, ei păcatele lor. Ei consideră că femeia e dezbrăcată doar în dormitor și când o văd pe stradă mai zic asta, știi? Păi, uite, aici este o barieră culturală pe care nu reușesc să o depășească nici ei. Au reușit să o depășească din punctul meu de vedere pentru că a trecut o perioadă de când doar parțial. Nu mai sunt, n-am mai auzit atentate teroriste, n-am mai auzit de violuri, n-am mai auzit. Asta nu înseamnă că nu se întâmplă. Păi, ar fi mediatizate. Unde știi că nu sunt mușamalizate de presă? Ar fi mediatizate. Crezi că sunt mușamalizate când presa are o părere așa de proastă despre islam? Da, imaginea negativă oricum a fost exagerată și au fost foarte mult mediatizate aspectele negative despre islam și atunci nu văd de ce ar mușamaliza. Ba da, spre apărarea doamnei Merkel. Doamna Merkel nu provine
dintr-o țară arabă, este o țară dintr-o țară europeană și ea îi acceptă pentru că consideră că e uman să dai mână de ajutor. Eu am văzut nemți care plângeau. Plângeau în momentul în care vedeau la televizor ce se întâmplă, în ce condiții ajungeau arabii în Europa. Tu nu? Bun, n-am putut să nu remarc, apropo de discuția cu doamna Merkel, că ați remarcat, voi ați subliniat, de fapt, adineauri, că Europa îmbătrânește. Da. Și are nevoie de suflu nou, de suflu tânăr, până la urmă. Nu vă puneți problema, mai ales, sau nu vă puneți întrebarea, mai ales în ceea ce privește statele europene dezvoltate, care îmbătrânesc, dar au o situație materială rezolvată, bună, că s-ar putea ca ele să tolereze sau să accepte mai mult sau mai puțin tacit acest aflux de imigranți, tocmai pentru a-și întineri populația și a-și asigura, până la urmă, un front de oameni de muncă, de plus valoare care să le plătească pensiile. Bă, da, țările occidentale și cum spuneai tu, care sunt bine dezvoltate și au o economie stabilă. Ele sunt capabile să accepte. Refugiații pot fi o forță de muncă pentru România. Dar România nu poate. Mi se pare o strategie foarte bună. Ați spus că și România este într-un proces de îmbătrânire, da, și atunci când o să ajungi tu pensionar și nu o să mai fie tineri ca să lucreze, o să fie și mai greu cu pensia. E foarte complicată situația. E complicat, dar... de un sistem foarte bine pus la punct. Și nu vrei să-l punem? În situația de față nu avem... Vrei tu să-l punem? Hai să mergem până la Parlament să spunem. Avem sistemul ăsta, hai să facem, tot o să fie bine. Nu se meargă așa, să știi. Păi uite, și avem o voce publică și un început bun. Păi cine o să aducă schimbarea, dacă nu noi? Noi suntem tinerii. O să pice din cer, oare schimbarea? Trebuie să avem o perspectivă. Eu cred că prima dată ar trebui să ne ținem valorile în țară și apoi să aducem altele. E absolut decizia fiecăruia. Crezi că nu se poate face performanță în România? Ba da, cred că se poate face performanță în România, și dar cum spuneam... Au crescut salariile, au crescut. Hai să ne intrăm, te rog, în politică. Păi nu intrăm, asta nu e politică, este vorba despre salarii, despre economie. Da, au crescut salariile, dar să nu discutăm cum au reușit să crească și pentru cât timp au crescut. Nu are importanță, în momentul de față au crescut și probabil este un semn bun, ne dezvoltăm încet și e posibil să avem o șansă. Și dacă am și integra oameni care au nevoie, ar fi și mai inteligent. Ai spus că e posibil să avem o șansă. Pentru că, și sunt de acord, dar suntem într-un echilibru foarte precar. Și dacă am accepta și mai mulți oameni, am avea și mai multe probleme din punct de vedere al integrării. Pentru că nu-i condamn pe cei care vin din cauza războiului din țara mama. Nu-i condamn. Și atunci, oarecum îi înțeleg, dar nu avem cum să-i primim. Nu te condamn, dar stai acolo, că eu n-am nevoie să vii tu aici. Nu spun asta, spun te las să mor, dar nu, nimica, poți să mor la graniță, știi, eu nu te condamn, dar tu poți să mori. Exact, și ceva, deci, ce-mi trimitem doar în Germania. Nu-i suficient să nu condamn. Dar întrebarea este, ei își doresc să vină la noi în țară? Bineînțeles, nu, fug cu sacul în spate și cu copilul în brațe, pentru că le prea bine în țara lor. Dar atunci, de ce avem cazul foarte mediatizat în... Cred că vara trecută, nu mai știu exact, când emigranții au întrebat unde se află și li s-a răspuns că România și au început să plângă. Deci ideea că e că Germania. Cum îmi explici asta? Ideea e că nu-i acceptăm sau nu vor să vină. Acum ambele. Nu mai înțeleg. Adică unul la mână nu-i acceptăm pentru că nu putem să-i acceptăm. Doi la mână, ei din dorința proprie nu ar veni în România, dar crezi, pentru că Germania sau țări mai dezvoltate nu ar avea capacitatea să îi primească pe toți, ne-ar trimite nouă. Ei ar merge oriunde nu le-ar fi viața în pericol. Unde n-ar fi război. Exact. Atunci de ce au început să plângă? Explică-mi, te rog. Eu nu știu despre ce vorbești tu, până am văzut pe nimeni plângând, am fost la un lagăr de refugiați și ei erau Da, ți-am mai spus și eu repet pentru că am fost foarte marcată de ceea ce am văzut eu acolo. Erau oameni care erau efectiv demoralizați de ce li se întâmplă în țară și erau așa de încântați și de confuzi că nu au văzut nicio bombă, niciun atentat, nimic aici. Știau ei că e pace, dar nu se așteptau să fie primiți cu mâncare caldă, cu oameni care se ajute și erau foarte recunoscători. Sunt deci și erau... alte țări care sunt exact lângă țările care sunt în conflict. De exemplu Turcia. Da, de ce să mergi în Turcia în momentul în care e tot o țară arabă, musulmană, în care tu ești, când tu ești dezamăgit de islam? Când tu vrei și de o schimbare, nu vii unde sunt ortodoxi și catolici. E mai aproape de casa pe care tu nu mai ai și probabil e mai greu să accepti. Da, și unde ajungi la aceeași religie. Și Turcia în momentul ăsta se îndreaptă cu
pași repede spre un fundamentalism atât religios cât și într-un tip de dictatură statală, totuși să nu uităm ce se întâmplă la ei și probabil că nici refugiații nu sunt prea fericiți să fugă dintr-o țară măcinată de dictatură și de război, într-o țară care e pe cale să devină tot mai dictatorială. Aici sigur că putem povesti despre dorința lor de libertate și de a viețui într-o societate în care le poate oferi drepturi reale și le pot proteja. Nu? Cum, totuși, România este o astfel de societate, dacă stăm și ne gândim bine. Ei sunt sau nu pregătiți pentru o astfel de societate? Nu știu dacă noi suntem pregătiți să... Cum a spus ea, suntem oricum tradiționaliști și oricum o să ne fie extraordinar de greu să acceptăm. Dacă nu reușim să acceptăm pe proprii noștri compatrioți, dacă ne batem între noi și ne omorâm între noi... Vezi, cine o să spună exact că asta spui, că ne batem între noi și ne omorâm între noi și spuneai că ne batem de când au venit arabii. Ai spus că în momentul în care vin arabii o să ne batem, o să creadă... A crescut de când da, există o rată a criminalității și nu ai dovezi că a crescut. Sunt studii făcute pe tema asta. Vreau să văd unul mic. Nu este. Deci nu poți spune ceva pe care nu, de care nu ești sigur. Și atunci, de ce să nu accept niște oameni? Eu am un prieten arab, nu știu dacă îl pot numi chiar prieten, el e foarte deschis să-mi povestească ce se întâmplă la ei în țară, despre ce se povestește acolo, mă ajută, îmi face temele, dacă am nevoie să-mi fac o temă la engleză și nu știu să fac, efectiv mă ajută și văd foarte, foarte deschiși spre a ajuta, spre a comunica. Adică de la un exemplu particular tot generalizezi pentru toți? Nu e un exemplu particular, e mai mult exemplu. Un exemplu particular, dar există și exemple generale. În momentul în care am fost la lagăr și am văzut oameni. Exemplu și... particular e și teroristul din Franța și teroristul din... Exact. Dar noi nu ne-am legat deloc de terorism până la momentul actual. Nu încă. Vrei să ne legăm? Ne legăm. Da. Vrei. Ideea e că da, ar fi cazul să fim oameni și noi și consider că ar fi frumos. Da, eu vă provoc să vă atingeți și de latura mai puțin fericită și cea a terorismului, pentru că și aici putem discuta pe anumite nuanțe. E semnificativă creșterea terorismului în Europa odată cu afluxul imigranților sau e una firească, naturală, datorită marii diversități culturale și etnice care se regăsește în Europa? Consider că terorismul este una din cele mai mari probleme care se ivesc odată cu integrarea unor popoare care sunt așa de diferite. Deci, într-adevăr, Europa este legată de creștinism și de unele valori. Lasă-mă, te rog, să termin. Dar ei sunt diametral opuși față de noi și o să fie foarte, foarte, foarte greu și o să fie nevoie ca tot poporul, nu ca doar tinerii sau ca doar cei în vârstă sau ca doar o parte din oameni să fie îndeajuns de matură cât să accepte. Și nu suntem pregătiți noi să-i acceptăm. Și când o să fim pregătiți după ce să moară toți? Pentru că au venit din război și în Europa nu sunt primiți? O să fim pregătiți și o să fim fericiți să vedem atâția oameni care au o problemă și noi am fi putut ajuta? Nu probleme mereu. O să fie, dar putem să le minimalizăm. Și da, spuneați despre atentatele astea teroriste, pot fi și în scenarii, pentru că presa a exagerat cu imaginea negativă a lor. Ar putea fi și în scenarii. Pentru că n-am fost verific, n-am văzut ce s-a întâmplat în niciun atentat. Pot fi așa. De ce considerați voi că în mod fericit până acum și Doamne ajută să rămână la fel, România nu a fost o țintă a terorismului internațional, o țintă majoră până acum și nu avem exemple majore despre care să discutăm? Nu suntem atractivi din punct de vedere a terorismului internațional sau serviciile noastre își fac treaba bine și ne protejează sau cultura noastră este una care e inertă la diferențele acestea culturale și religioase? Care e explicația voastră? Ce credeți despre Eu asta? Eu cred că România n-a fost ținta atacurilor teroriste pentru că, unul la mână, nu a primit până la momentul actual refugiați, doi la mână, pentru că nu s-a implicat în războiul care se desfășoară în Siria. Și pentru că țările în care au avut loc... Țările în care au avut loc atentate teroriste și-au trimis în Siria
armate care să lupte împotriva celor care se luptă. Știi de ce nu te las să termin? Pentru că ai trei idei într-o propoziție și vreau să-ți răspund la fiecare, asta e motivul. Uite, acum ai șansa. Ok, sunt din armata română, sunt soldați care pleacă în război, în Siria, sunt, dar serviciile astea... Dar nu un număr atât de mare încât să reprezintă. Păi nu într-un număr atât de mare, dar sunt, într-un număr atât de mic, nu contează, dar sunt. Sunt implicați și români. Nu sunt. Și crezi că dacă am primit noi refugiații, am devenit o țintă? Da. De ce? Pentru că în momentul în care vin refugiați, printre ei se află și teroriști. Iar un atac terorist ar putea fi posibil. S-ar putea face, nu știu, o verificare mai aprofundată, dar totuși să-i primim. Poți să-i verifici pe oamenii ăia, să-i verifici la ei în țară, să vezi cu ce s-a ocupat, ce nu se întâmplă. Nu poți să intri în mintea omului și să-i vezi. Păi nu intri în mintea omului, dar poți să intri în trecutul lui. Nu o să vină cu o bombă pe ei. Stai nu, poți să intri în trecutul lui și să-i observi, să-i verifici cazierul, să-i verifici activitățile. Cine crezi că vine cu cazierul după el? Păi fuge, nu vine cu cazierul, dar există internet și media și de toate. Și... Adică viața ta e scrisă în totalitate pe internet. Păi nu e scrisă pe internet, dar există servicii secrete care se ocupă cu asta. Și de la stat la stat, dacă o instituție statală cere aceste documente, o să fie oferite. Și de unde? Și crezi că serviciile secrete cunosc toată viața unui anumit personal? Toate, activitățile, cazierul. Pe cazier scrie, măi, i-a ucis, a omorât. Ce a făcut omul respectiv? Observ că discuția noastră rămâne una deschisă și pe viitor, fără o concluzie clară, așa cum este de fapt întreaga discuție despre imigranți, atât la nivel instituțional românesc, cât și la nivel instituțional european, vor fi mereu argumente pro și contra, bine susținute și foarte fondate. Telespectatorilor, le mulțumim pentru că ne-au urmărit în această primă ediție. Vă promitem și ediții următoare, la fel de bine dezbătute și la fel de bine argumentate. Vă propunem să intrați în direct alături de noi pe viitoarele noastre discuții și, ca de obicei, noi cei din studio vă mulțumim pentru atenție și vă invităm la următoarea noastră ediție, tot marți, de la ora 19, pe ASTV. Mulțumim, o seară faină în continuare! Da, sigur, ne vedem acolo. Da, ne vedem înăuntru. Excelentă idee de emisiune, o facem marța asta de la ora 7. Noi suntem echipa POV 21 și în fiecare marți, seara de la ora 7, ne vedem pe ASTV, de unde vă vom transmite punctele de vedere ale tinerilor bistrițeni. Venim în sprijinul familiei tale cu produse multifuncționale, fiabile muncii agricole. La îndemâna oricui, original și puternic, motocultorul Rotact este alegerea ideală pentru recolte bogate. Cultivăm încrederea fiecărui client, oferind spre desfacere utilaje montate și gata de lucru. Performanță și siguranță asigurată de servici gratuit în orașul tău. Simprocom. Cultivăm încrederea.
Ocolul Silvic Valea Ilvei vă oferă spre vânzare puieț ornamental cu prețuri cuprinse între 3 și 22 de lei bucata, fără TVA, în funcție de specie și dimensiune. Ne puteți contacta la telefonul fix 0263 378360, secretariat Ocol Silvic, sau mobil 0724001728, inginer Radu Văsieș. Lista completă cu speciile oferite la vânzare și prețurile stabilite se poate accesa pe site-ul ocolului Silvic, www.osevaleailvei.ro. Când îți trebuie putere, când îți trebuie precizie, când chiar și cel mai mic detaliu contează. Motoferă Straele Stihl, nu doar pentru profesioniști. Acum la distribuitorii autorizați Stihl ai motoferă Straele MS-170 și MS-180, începând cu 850 RON. Detalii pe www.stihl.ro. Hotel Ozana, relaxare și confort de 4 stele, două săli de conferințe cu 100 respectiv 300 de locuri. Restaurantele Rose Garden din Bistrița și Ozana Beclean, cele mai sofisticate meniuri din bucătăria românească și cea internațională. Servire și ambianță de înaltă clasă. 550 de locuri în restaurantul Rose Garden Bistrița și 800 de locuri în restaurantul Ozana Beclean. Originalitate. Invitații din toată sala pot vedea acum live pe plasme ringul de dans în ambele restaurante. Rose Garden Bistrița, Calea Moldovei 17 și Ozana, la intrarea în Beclean dinspre Bistrița. Rose Garden și Ozana, alegerea perfectă la cazare și mâncare. Laboratorul de analize medicale Dorna Medical din Bistrița, cu puncte de recoltare în Năsăud, Beclean și Bistrița, vă oferă analize medicale complexe: hematologie, biochimie, imunologie, marcări virali și tumorali, parazitologie, microbiologie și citologie. Aturile noastre sunt rapiditatea, siguranța, acuratețea, prețurile accesibile și ofertele promoționale la multe dintre analizele solicitate. Detalii și contact la 0263210647, 0726370338 sau pe www.dornamedical.ro. Dorna Medical face totul pentru sănătatea ta. E primăvară afară, dar în case, după o iarnă friguroasă, încă nu se simte aerul de primăvară. Noi aducem primăvara în casă. Curățăm profesionist din material textil sau piele, tapiserii, fotolii, canapele, colțare, scaune, tabureți, saltele, mochete, covoare și chiar scaunele mașinii tale. Totul la domiciliul dumneavoastră. Scoate praful din tapiserii. Adu primăvara și în casă. Comenzi la 0740628342 și pe pagina de Facebook Curățare Tapiserii și Covoare. Locuri de muncă sigure, o companie cu viitor. Leoni Bistrița, cel mai mare angajator din județ, de acum și mai aproape de tine. Alătură-te echipei noastre, fii unul dintre oamenii pe care dorim să îi angajăm. Cei interesați ne pot contacta la numerele afișate pe ecran. Casa Bistrițeană de 10 ani v-am obișnuit cu prospețimea, gustul savuros și prețurile rezonabile. Acum vă primim și într-un ambiental redecorat, mai luminos, mai ospitalier. Pe lângă rețetele consacrate, am diversificat meniul cu preparate noi, atât în restaurant cât și în sistem catering, pentru că bunul gust contează. Asigurăm servicii complete de masă și organizare pentru orice tip de eveniment, restrâns, complex sau chiar pretențios. De asemenea, venim în tot județul la dumneavoastră pentru botezuri, nunți, pomene și înmormântări. Suntem în Bistrița, zona sensului giratoriu, Poșta Veche. Și da, mulți ne-au copiat, dar nu ne-au egalat. Casa Bistrițeană. Regal House, noi îți construim visul de peste 8 ani. Cei 20 de profesioniști te consiliază, îți aleg cea mai potrivită soluție și la final îți construiesc propriul vis. Regal House partener Roofster, producător de țiglă metalică. Contactează-ne la 0745661244 sau pe regalhouse9@gmail.com. Hotelurile Mia, două hoteluri, trei restaurante pentru fiecare buzunar. Mia 2 pe groapa sărății pentru șoferii obosiți și flămânzi, dar nu numai. Mia 1 pentru clienți pretențioși, dar ideal și pentru grupuri mari, unde tariful se negociază. Restaurantul Mia 3 aduce luxul în prim plan. Mese comune, nunți, botezuri, pomene, întâlniri de afaceri, prezentări de modă sau de produse. Capacitate până la 800 de locuri. Hotelurile Mia, respectul clientului în prim plan, începând din buzunar. Rezervări la 0263234086. Italcalzature vi presenta le nuove offerte 2016.
di Nike Air Max, Puma BMW, Adidas, Vans, Converse, Carrera, Fila, Flyflot, De Fonseca, Reebok, Grisport e tanto altro ancora. Per ulteriori informazioni visitate www.italincalzamente.ro a Bistrizza. Consulti Mobil vinde case duplex ultrafinisate, arinilor zona Politub, suprafață construită 170 de metri pătrați, living, bucătărie, 3 dormitoare, 3 băi, hol, terase, curte 350 de metri pătrați amenajată cu gazon și pavaj. Contact 0749 10 11 12 sau consultimobilarond@gmail.com. Suntem 70% apă, dar constituie apa 70% din ceea ce consumăm zilnic? Izvorul Vameșul, cu un pH de 7,7, este apropiat de cel al sângelui uman de 7,4. Izvorul Vameșul izvorăște din munții care străjuiesc orașul stațiune Sângiorz Băi. Izvorul Vameșul, apă minerală plată, plină de sănătate. Unitaxi, cu aceleași numere consacrate, 949 și 955. Aceasta este școala mea, Unitaxi e taxiul meu preferat. Unitaxi este preferatul meu și al prietenilor mei, indiferent de oră. Aici este biroul meu, cu Unitaxi nu am întârziat niciodată. Circul cu Unitaxi sunt respectată și sunteți cei mai ieftini. Unitaxi, numărul 1 în preferințele bistrițenilor. Restaurant Ardeal, acum cu capacitate mărită de până la 250 de persoane. Restaurant Ardeal, catering profesionist la tine acasă, la serviciu, la școală sau la aniversare. Telefon 0744717496. Pentru nunți, botezuri, pomene sau alte evenimente, îți asigurăm mâncarea la tine acasă cu echipă completă din bucătari și ospătari în orice localitate din județ. Restaurant Ardeal, acum cu capacitate mărită de până la 250 de persoane.